Ce nu înțeleg este cum lumea nu înțelege că ce pregătesc acum, ce pregătește Parlamentul sau majoritatea parlamentară acum este mult mai grav decât ce se dorea în februarie prin ordonanță de guvern. Și nu încerc și eu să-mi explic de ce lumea a abandonat să încerce să înțeleagă. Cred că, de fapt, este mult prea tehnic și asta am vorbit-o cu foarte multă lume, cred că nu se explică destul de pe înțelesul tuturor, mai ales consecințele. Mai ales consecințele. La, și mai ales consecințele la nivelul nostru de, de viață care, sau de viață care îi interesează pe omul mediu. Antreprenoriatul, felul în care va fi afectat venitul lui.